Cine vreți să vorbiți? Cum? Aveți treabă cu cineva? Domnul primar. Domnul primar, cum a ajuns? Domnul Vice, să vedem ce... Domnul Vice, cât e domnul Vice? Am zis, dar ce să dă în primăria asta? Nici unul n-a rămas, că nici dumneavoastră ca poliție, nici dumneavoastră ca poliție, nici angajații. Dar de asta ai venit și coace, ca să mă vezi nimic, n-am mască sau ce? Deci nimeni, n-aveți și o treabă cu... Dar cine sunteți dumneavoastră, din întrebați dumneavoastră? Pentru dumneavoastră legea nu este valabilă, legea 55... Cine sunteți, din întrebați dumneavoastră? De ce ați intrat aici, să întrebați dumneavoastră pe noi sau ce? Nu, am trebuit să vorbesc domnul primar. Sau cu domnul Vici. Nu, da, dar printre altele. Printre altele. Printre altele. Nu intrați înăuntru dumneavoastră. Eu stau la ușă? Da, da. Stau la ușă. Da, da, ce faci, mă agresez? Nu vă agresez, nu da. Ia uite, ce treabă? Ce mă agresează? Bună ziua, bună dimineața. Doamna Uraru? Mă agresează. Nu agresează nimeni, dar... Domnul Vice? Da. Îmi pare bine conștiință. Domnule, vreau să întreb și eu pe acești domni. Că dânsii reprezintă legea. Da. Că m-au văzut, că m-au împins, m-au astea. Adică domnul, că... Pentru dânsii legea nu este valabilă, adică... Fie valabilă, dar trebuie să respectați o regulă. Ce? Să respect eu? Păi eu am... Sunt pe mască, am venit într-o primăria statului. Ce trebuie să mai respect? Rămâna, trebuie așteptat la ușă, nu se intre în instituție. Deci la ușă. La ușă. Aveți un act normativ? Aveți un act normativ semnat și ștampilat ca să aștept la ușă? Că vă da cetățenii, uite, cum intră toată lumea, adică la ușă. Și eu, da, și nu știu, pe hol, aici am intrat în birou, n-am intrat, am stat la pe hol, la ușă, poate. Stați și o să ne preia colegii. Nu, dar eu cu dumneavoastră aveam treabă, sau cu domnul primar. Sunt în trecere pe aici, pe la dumneavoastră, prin localitate. Eu sunt activist civic, adică în sensul că prezint activitatea primarilor, viceprimarilor, realizările, ce au realizat, ce mai au de realizat, chestii de astea. Asta mă interesează, mă întreb. Să vină domnul primar, ce așteptați? Domnul primar ajunge, el își face întâi traseu. Da, și cu dumneavoastră vreau să discut, că nu... Și dumneavoastră sunteți în aceeași instituție, adică nu... Instituție, el o să vă poată prezenta tot ce s-a realizat, ce se realizează, planul. Deci eu... Dar asta nu știți. Sau? Nu că nu știu, dar el spuneți este... dumneavoastră ce trebuie să... Ce să vă spun eu? N-aveți ceva. Nu. Ce salariu aveți? Nu pot să vă spun. Nu. Dar vă rog frumos, telefonul ăla nu stă bine. Nu stă bine. Nu. De ce? Totul țineți atât așa interesant. Nu registrează, nu e ce problemă. Ce este? Vă rog, dumneavoastră, de ce? Nu? Eu? Nu, domnule, când să fiu? N-am fost. N-am fost, e prima dată când vin. Dar și dacă aș fi fost ieri? Ce, e vreo problemă să vină o persoană de multe ori într-o instituție a statului? Așa vorbim frumos. Dar n-am fost ieri. Prima dată i-am spus și domnul Vici că e prima dată când trebuie pe aici. Cum poți? Dar pentru ce să vă spun ce salariu am? Dom'le, există o lege. Da. Ce lege, da? Păi legea 153 pe 2017. Dumneavoastră trebuie să aveți afișat și la vizier. Eu n-am văzut. M-am uitat pe aici, n-am văzut niciun salariu. Dumneavoastră trebuie să-mi să vă legitimați. Da, mă numesc Nițu Robe Gabriel. Da. Încă dați-o legitimație. Cum legitimație. Dar cum pot să vă spune dumneavoastră ce salariu am, ce realizări facem? Da, sunteți într-adevăr... Da. Comic, nu? Nu comic, nu. Da, agresiv sau cum? Cu cineva care chiar registrează. Da, și eu. A cerut voie sau nu? Și eu am zis la fel. Nu da, dumneavoastră, ce sunteți? Dar nu lucrați aici? Nu, n-aveți un ecuson. Adică, păi nu, legea spune de autologia, codul muncii spune că trebuie să avem un ecuson, doamnă. Adică, ca și angajat al statului. Da, să vă legitimați, veniți. Da, v-am spus că mă numesc Nițu Robert Gabriel. Nu contează. Păi n-am spus că cum mă cheamă, v-am spus. Păi da. Dar m-am prezentat. În ce calitate? În ce... Calitate de cetățean. Ale acestei țări, care muncesc și plătesc taxe și impozite și... Nu prea suntem noi de acord cu... Ia uitați, și toată lumea. Deci aici toată lumea fără mască, deci ei nu ce o treabă. Eu nu înțeleg, cu atâta poliție locală, dacă nici noi să nu respectați legea, nu, cred că nu are rost să mai am pretenție să sancționați funcționarii când nu respectă legea. Adică există o lege, legea 55, știți foarte bine. Da, este, deci sunt convins că domnul probabil a sancționat un cetățean pe stradă sau răspunde că nu avea mască sau... Dar aici de ce se permite? Nu cred, nu, de ce se permite? V-am respectat, mă, așa.
Nu rețineți dumneavoastră teorie, da? Sunteți în calitate, rețineți dumneavoastră nouă teorie. Da. Da? Știți ceva? De aia s-a ales praful de țară asta, dar să știți. Problemă, dar nu-i problema noastră. Niciodată nu o să realizăm nimic în România cu oameni ca dumneavoastră. Și nici ca dumneavoastră, cred. Păi eu nu știu. Nu știu. Eu n-am nicio funcție. Eu n-am nicio funcție. Nu iau bani de la stat. Dacă luăm bani, îi justificăm pe ce luăm. Păi nu se vede. Luăm bani pe ce facem, îi justificăm. Nu prea să vede. Întrebați cetățenii comuni și o să vă spun exact ce păi v-am întrebat pe dumneavoastră să vă lăudați. Dar de ce să mă laud? Păi dar cu realizările care le-ați făcut. Dar nu pot să vă spun dumneavoastră realizările mele. Cum adică să vă spun? Dumneavoastră o să apăreți public, adică eu sunt o persoană care mă cunoaște toată țara, că nu mă cunoaște dumneavoastră este altceva. Dar niciun fel de problemă. Da. Niciun fel de problemă. E regretabil. E problema dumneavoastră. E regretabil. Să vă spun eu dumneavoastră ce salariu am, ce am făcut, ce fac. Nu, dar salariul dumneavoastră, chiar și a domnului polițist local, trebuiau afișate aici. Așa spune legea 153/2017, articolul 33 spune clar că funcționarii publici trebuie să afișeze salarii la avizier, atât pe site cât și la avizier, da? Eu nu le-am văzut, m-am uitat, n-am văzut nimic. Unde sunt? Pe site nu. Îți spune că trebuie afișate și la vizier. Adică transparența funcționarului. Da, este transparență. Unde sunt? Când ăsta e avizier. Mai aveți alt... Nu m-ați înțeles. Dumneavoastră în calitate de ce? De cetățean. Da, și am vrut să văd salariul dumneavoastră. Sau cum vă numiți? Uitați, nu aveți un ecuson. Codul muncii spune. Cum vă numiți? Ce funcție aveți? Ca să știu cui mă adresez. Nu trebuie. Da. Deci sunteți la secret. Da, Nițul pe Gabriel Mândre. Păi v-ați prezentat de prima dată? Dumneavoastră trebuia să aveți un ecuson că luați bani de la stat. Nu eu să mă prezint. Eu mă prezint, v-am spus. Ecusonul trebuie să-l aveți la vedere în așa fel cât în momentul când a venit cetățeanul să vadă exact cu cine discută. Da, vă ascult. Să nu mă bateți. Nu mă bateți. Să puneți mâna pe polan să-mi dați bătaie. Vă rugăm să-mi ieși telefonul prima dată. De ce? Păi așa. Și dacă nu vreau, ce se întâmplă? Așteptați. Nu aveți cravată, domnule. Uitați, deontologia profesională. Da, am de toate. Nu, trebuia să aveți cravată, așa spune, așa spune deontologia profesională. Da, apoi destul de tot. Nu mai spune nimic. Păi da. Bani pierduți. Sunt bani pierduți. Aveți treabă cu cine aveți. Da, cu domnul primar aveam, dar văd că... Nu aș un pic. Azi cineva ceva. Atât, aveți treabă, v-ați rezolvat problema. Auziți, dar cum vi se pare ca și poliții local să sancționați cetățenii și aici la dumneavoastră în instituție? Pe cine a sancționat? Păi legea 55. Sunt convins că ați luat măsuri. Nu vă pun la... Dar aici în primărie, că sunteți cu funcționarii publici, care, într-adevăr, sunteți plătiți de primărie. Da. Legea pentru ei nu este valabilă? Este valabilă, de ce este valabil? Bun, o să trimit la inspectorat să fie sancționați toți acești, inclusiv domnul, da? Deci tot cine n-a avut mască, o să fie sancționat. Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră. E bine așa? Da, dar de ce nu? Eu n-am zis că nu. Bun, să vedem. E bine. Dacă legea este valabilă pentru toată lumea. Valabilă pentru toată lumea, nu-i făcută pentru cineva. Biblioteca unde este? Biblioteca este tot pe aici, în zonă. De ce? Unde? Dar păi vă întreb, vreau să mă duc la bibliotecă. Ce, acum? Nu? Da. Nu dați informații, adică eu ca cetățean, dacă mă adresez unui polițist local, nu mi se dau informații. Da, este. Știți că sunteți obligat prin lege. Căminul cultural este. Și unde este căminul? Arătați-mi să văd. Unde este acolo, unde e mașina, lateral stânga. Acolo. Da. Bine, acolo. Mulțumesc. Pă, la treabă. Programul de la ora 8 la 16. Ha. Nu e nimeni. Nu e nimeni. Da? Biblioteca. Eu nu știu, dar ia uitați.
Sunt foarte pregătiți. Foarte pregătiți, numai că ei nu respectă legea. Auziți? La bibliotecă nu este nimeni. Ce se întâmplă? Că programul e de la ora 8. Adică am fost acolo și nu-i nimeni. Hai, poftiți. Este căminul, că acolo nu poate să deschizi la fiecare. Care vine pe fișă. Nu, deci, da, nu. Eu am vrut să intru în bibliotecă. Programul e de la 8 la ora 16. Franșurii, alipul alea. Da, de la ora 9, câte ceas, 8 și ceva? Eu, l-am mai luat dimineața. 8:30, imediat. Acum câteva fete, imediat, că anunț, imediat. Deci este închis, nu este... Unde e biblioteca asta, bibliotecarul? Exact aici, Andreea. Da, dar unde este? Că nu este aici. E funcționarul înăuntru. Nu poate să fie aici, că nu-i căldură. Dar trebuie să meargă toată compact. Da, are postul înăuntru sau aici la... Unde el are? Când a semnat contractul de muncă? Nu știu, asta nu pot să vă zic eu, da. Asta când numai domnul secretar vă poate spune. Că dacă stă aici, asta stă în partea altă. Nu vă pot spune chestia asta. Deci nu poate să stea pentru fiecare care vine să ia o carte și să știți cum se iau cărțile în ziua de azi, că este internetul. Și aici ce face? Mai folosește la ceva sau ce? Da, da. O fi da. Trecut în cartea de da. În contract chestia asta? Doamna Lili? Tina. Da, ia... La pachete? La pachete, da. Tina. Mi filmează, domnule, camera de la vedea ce bine îmi pare, ca monitorizare de video. Așa trebuie să fie. Păi le cerem, da, le cerem monitorizarea video. Să vedem cum o să... Legea 55, cum se încalcă. Ce treabă? Bibliotecarul e aici. Postul este într-altă parte. Nici o problemă. Ia bani și de acolo și de aici. Probabil are un contract cu două... Nu are cum. Pentru că într-un contract trebuie să spui clar bibliotecar. Și cam atât. Nu poți să spui și știu eu pe ce post o mai lucra. Bună dimineața. Auziți? Sunteți domnul secretar? Da. Referitor la bibliotecă, adică am fost acolo și nu este nimeni. Da. Ce se întâmplă? De ce nu este acolo doamna bibliotecară? Pentru că nu prea sunt... Amator. Dacă amator, nu sunt amatori, de ce nu închideți și de ce îi mai folosiți? Adică să mai aruncăm banii publici. Da, eu nici nu știu să o pozez, că să hai la așa. De ce să așteptăm? Așteptați un pic afară, vă rog frumos. Așteptați afară, mă dai afară, frică, vrei de dată. Vă rog frumos să așteptați afară. Ce arogant, ce arogant. Ați fost pe partea cealaltă la cânii? Da, cine firme șocului? Domnul secretar, nu m-ați lămurit cum aveți urgență. Da. Referitor la postul acesta de bibliotecar, pe ce se duc banii publici? Că dumneavoastră a spus că nu vine nimeni. De ce îl mai țineți acolo? Ca să stea bibliotecara la căldură să ia niște bani de acolo, de lângă... Nu folosim la alte lucruri. Păi faceți bagă... contract pentru ce alte lucruri? Cum ar fi ce? De exemplu, bag în calculator registrul agricol. Am avut registrul agricol. Păi și de ce nu faceți contract pentru registrul agricol? Și chestia asta s-o desfințați dacă nu vine nimeni. Nu poți desfința biblioteca. Da, a fost trecută în contract și bibliotecar și pe registrul agricol? Nu. Nu.
Adică asta a făcut unul asta și a abuziv, să spunem. Dar de ce abuziv, dacă e de acord ea? Păi de acord ea, dar vedeți dumneavoastră că dânsa trebuie să facă o muncă, să fie cu contract, pentru că lucrează la stat. Nu poate să are facă o muncă la negru. Ce are fișa acolo? Nu face muncă la negru, că nu ia bani din altă parte. Dar ce are fișa postului trecut? Muncă la negru ar însemna atunci când a luat salariu, când ar plăti impozit. Bun, dar ce are trecut? Că bagă în calculator și registru agricol? Toate sarcini date de șef ierarhic superior. Aha, am înțeles. Da. A, deci este trecut în fișa postului. Da. Și bibliotecar și chestia asta. Da? Deci este trecut. Da. O să cer pe aceste 44 să vedem dacă este tot ce trebuie. Da. Auziți, dar de ce nu se respectă legea aici la dumneavoastră, legea aia 55? Că am intrat, n-avea nicio treabă, nici nimeni cu masca, cu asta. E, aici... Ce? Care are mască, intră. N-am găs mască? Aveți. Păi am, cum să n-am? Am, nu, dar... Eu nu m-am referit la cetățeni, m-am referit la funcționari. La funcționarii primăriei. Adică n-am nicio treabă, fără ecusoane, fără... Dacă intră cineva cu mască, atunci ești necrozerul. Nici polițiștii locali n-aveau. Eu am mască. Da, dumneavoastră, auziți? Domnul primar, vine ca să știu dacă îl mai aștept, că deja cred că a fost anunțat și cred că nu mai vine. Să nu mai stau aici, dacă nu vine. Nu știu dacă vine. Nu știu dacă, deci nu o să... Nu pot să vă dau Da, interesant. Când vine la ora 9 și ceva, trece prin sat în 3. Da. La 9 și ceva apare. Da, nu prea am avut ce să discut. Domnul vice, foarte arogant, e nou. A, și primarul e nou și vicele e nou. Primarul e vechi. E vechi. Auziți, dumneavoastră, ca și secretar, ce salariu aveți? 41,37 în lună. Am înțeles. Deci a venit și 60 ceva, 7. Da, bine. Crezi că n-aveam Păi de asta, domnul vice spunea că e secret. Eu l-am afișat, dar tot am mai pus deci dumneavoastră l-ați afișat, să înțeleg. Dar l-am pus pe site, hotărârea pe site. Nu, dar legea zice că trebuie și la vizier, pentru că n-are toată lumea internet și nu știți cum e. Transparența trebuie să fie transparentă. Da, nu, eu m-am uitat și nu le-am văzut. Auziți, ce faceți cu atâția polițiști locali? Că văd că cam se taie frunză la câini pe aici. Prea mulți. Nu știu. Și așa îi văd prea mulți. Dar ce situație este, nu sunt mulți. Ce situație este? Ce? Să fură pe aici sau ce? Și să intre și în casă la oameni. Am înțeles. Deci aveți nevoie. Într-adevăr aveți nevoie. Câți poliții sunt? Patru. Parcă mi s-au părut mai mulți, nu știu, apăreau așa. Nu. Da. Patru. Deci nu sunt chiar mulți, am înțeles. Bine, domnul secretar, o să-l mai aștept pe domnul primar. Dacă o fi să vină, bine. Dacă nu... N-am ce să mai... Mai așteptați-l, că nu vreți că nu vine. M-a interesat ce realizări are, ce a realizat, ce proiecte, ce astea. Da, nu, gata, am înțeles. Mulțumesc mult. Ok. Am înțeles. Aștept să... Dacă vă interesează ce realizări are, vă spun el. Da, păi l-am treabă domnul vice, dar domnul vice dacă... Dacă ați venit după în sadă de aici, ați văzut că sunt asfaltat. Păi domn secretar, ești filmat. Știu. Tu te mai omule și lasă-mă în pace. De unde sunteți? N-ai voie să-mi filmezi tu aici. Pe cine să filmezi, mă? Pe el. De unde știi tu? Sigur, ia ara telefonul și lui. Da, știi că îl filmezi, i-am spus, știi. Știu cum a filmat. Tu te mai omule, vezi treaba ta, mă, că n-am treabă cu tine eu. Du-te, vezi de treaba ta, mă. Băi, omul, a spus telefonul așa. Tu te rog eu frumos și lasă-mă în pace pe mine, că n-am treabă eu cu tine. Lasă-mă să primeze, că n-am nici dat scurt. Da, cetățeanul e recalcitrant, nu cunoaște legea și nu știe ce înseamnă. De asta nici nu... Îl aștept pe domnul primar, dacă vine, bine, dacă nu, eu... Asta mă interesează. Ce realizări are, ce proiecte, ce chestiile astea mă interesează mai mult? La 95-90. Cât este acum? 41. Mai aștept o jumătate de oră. Dă o tură pe acolo, să vadă ce este. Ok. Bine, mulțumesc mult. Să trăiți. Nițu Robert Gabriel. Nițu Robert Gabriel, activist civil, da?
Da. Mă găsiți și pe internet și oriunde vezi dumneavoastră. Sunt cunoscut. Bine. Sănătate, numai bine. Da, amabil domnul secretar. Tu te măi, omule, și vezi de viața ta, lasă-mă în pace pe mine. Nu spargi telefonul? Ia sparge-l, mă. Ia sparge-l. E 50 de milioane telefon. E 50 de milioane telefon. Da, ăsta. Și dacă spargi pe ăsta, tu crezi că... Mă, dacă spargi pe ăsta, tu crezi că eu nu mai am alte camere sau alte telefoane sau ce crezi? Dă-mi colo telefonul, dacă nu iau piață, să-l dau în capă. De ce? Mă, dă-mi colo telefonul. Vrei să mă duc la poliție? Du-te la poliție. Bă, dar de unde ești? Bă, du-te încolo. Dă-mi colo telefonul. Bă, dă-mi colo telefonul, tata. Să-ți dau ții telefonul? Bă, pune-l în poliție. Dă-i să vezi. Dă-i mi. Dă-mi colo. Dă-i să vezi cum mă duc. Să vezi cum pleci legat. M-ai înjurat. Atenție, m-ai înjurat. De ce m-ai înjurat? Mă bag telefonul în buzunar. Dar de ce m-ai înjurat? O să fii identificat și sancționat pe chestia asta. Pentru că m-ai înjurat. Bă, pleacă de aici, că toate e ce agresiv. Ce agresiv. Mă, bine, că ești tu patron. Ce agresiv. Du-te, măi, omule, și vezi din viața ta, mă. Du-te, măi. Risă, iei bătaie pe aici. Risă-i bătaie. Se pare că sunt speriați de hoți oamenii ăștia. Furtul din magazin se pedepsește cu închisoare, de la 6 luni la 3 ani. Ha. Într-adevăr, avea dreptate domnul secretar cu furatul. Cu furatul. Cam greu. Un sediu de poliție fără nicio informație publică, un avizier terminat. N-am înțeles. Are doi câini? Are doi câini? Da. Unde? Aolea. A, și nu pot să intru aici în... E până la ușă, așa, la subiect, dai să văd. Îi cunoașteți pe câini dumneavoastră? Aptim? Îi cunoașteți pe câini? Nu-i cunosc pe câini, dar sunt pe ei. Vreau, ce vreau să-mi filmat aici? Ia scâine de acolo. Ia-ți scâine de aici. Eu vor zic tu. Au pus câini. Păi și dacă vine un cetățean să intre... Păi am fost acum și așa. Închis. Închis. La ora 8 aici, fete. Păi da, e nou, da. Păi? Auziți, dar n-au un telefon aici, să vedem și cum sunăm, pe cine, am cum faci. Am un telefon, pe telefonul meu, ia asta să mă uit. Să vă dau un număr la un balaj ăla. Ia să vedem. Păi ce se întâmplă, dacă vine cineva, mănâncă cățelul? Da. Ce auzi, băi, frate? Da, mă, mică, da, dar doi cândului, mă. Te rupi, am mușcat multă lume. Am mușcat multă lume? Da. Păi aia trebuiau legați. Păi trebuia, dar dacă nu le leagă... Cum să-i țin așa? E extraordinar. Ce se întâmplă, domnule? Cum adică să ținem câinii? Să intri într-o instituție a statului și să te mănânci câinii? Păpuliei. Păpuliei de la noi și-a făcut suferă. Ce, am mușcat-o? Am mușcat-o câinii, rău. Păpuriș. Ăla roșu mușcă păpuriș. Dar și dau numărul lui băiatul ăla. Dar a zis că vine poliția la 8, aici, la 8. Păi de asta e... Nu, s-a închis, nu mai are baterie. Nu aveți să-mi dați. N-am acum. S-a închis, nu mai l-am încărcat. Am uitat ce nu. Păi n-au un număr de telefon acolo, n-am nimic. Asta-i poliția, n-am... O lună de zile s-a întâmplat, m-am bătut o gradă și pe mine și pe 8. Am acte dovedite de încă și mea. Cine v-a bătut, voce? Nu, vecinii mei. Da, eu am un copil bolnav. Auziți? Eu am un copil bolnav. Și v-au bătut și nu... Mi-au bătut o agradă și am făcut certificate medico-legale. Aha. Uitați. Și nu n-am fost mulțumit de zilic. Mi-a dat numai o zi. Da. Mi-a dat cu yoga. Așa eu sunt la Bacău. Și m-a trimis la Bacău să fac contestații. Și aici trebuia să fac contestații. Și am fost joi, să viu luni. De luni să nu mai viu luni, să viu marți. La ora 8 să viu aici. Pentru că am venit. Și nu-i nimic.
Am un copil handicapat. Vă plimbă pădurul, poliția. Când duc în tribunalul militar, bacău, gata. Vă plimbă pădurul, să-ți facă dosarul. Când iei numărul la dosar, să-mi plimbă pădurul. Am înțeles. Ne jucăm așa, tu la prefectura, după 40 ani, ai intrat cu 40.000, nu zici nimica. A venit și a făcut treaba acasă și te-a mumuit? Nu le-a dat mică, nu le-a dat. Dacă intra domnul, făcea cu praftii, vă rupea la pășa. Aoleu! Da, vă mușca. Îți mari, îți mari, tu! Doi! Eu să le fac eu niște reclamații, dar nu i-am văzut. Oricum, ăsta este, ăsta de aici, ăsta este, ăla este. Mai este unul. Aha, și mai este unul. Mai este unul acolo. Da, dar l-am văzut și pe ălaltă, e acolo. Aha, și ăștia ne mănâncă. Da, ăștia vă mănâncă. Păi... Vă mușcă pe furiș, nu că... Păi de ce nu-i ține legați? Păi de ce? A vrut să-i dea nepotul meu 500 să omoare unul, dar poate prinde... Cine a vrut să-i dea? Domnul șef de aici. Când dau 500 Cătălin, da. 500 Cătălin m-a să-mi-l prind, să-mi-l omori. Ăla mușcă pe furiș. Dar ăsta ce toarnă jos, ăla mușcă pe furiș. Și ăsta ce toarnă jos. Ăla pe furiș ăsta... Ăla frate. Da. Și de o lună s-a întâmplat, înainte de sărbători, și n-a venit să ne audieze deloc. S-a dus certificatul, am adus certificatul, du-te la Bacău și fă contestații, du-ne misiuni. De la Bacău, medicul legist general mi-a zis, nu este de competența noastră. Trebuie poliția dumneavoastră, nu puteți trece peste poliția dumneavoastră. Dar primarul nu v-a ajutat cu... Ei, primarul nu ne ajută, că zice că nu se bagă, că e probleme de poliție. Nu, cu câinii ăștia să-i ia cumva, să-i ducă. Nu. Cam obligația lui ar fi. Nu. Da, o să întreb, dar nu vine. Auzit că sunt că am venit pe aici și nu mai vine. Nu mai vine. S-a ascund. Și ăsta. Ăsta e altul. Ia uite. A, o grămadă. Ăsta e altul. Primăria asta. Primăria câinilor. Primăria câinilor. Da, asta așa. Altul, ia uitați, mai la magazin altul. Da. Primăria câinilor. Da. Păi ăștia trebuiau luați duși. Da, cine zice că el vrea lua Andrei proasă și nebună. Acum zice, domnul Vlad, cine îmi plătește mi-a drumul la Bacău? Că am venit cu alea la dumneavoastră. Da, am văzut un anunț acolo, cum că dacă se fură pușcării de la 3 la ian la 6 ani, da. Ce se întâmplă? Dacă fură de market. Da, se fură pe aici? Se fură, bagă la buzunar țigare. Se fură, nu? Da. E grav. Se fură. La urechiașul duci și lasă papușilor roșu, ia de acolo, îi pune pe aia. Am înțeles. Îi rupi aia care țâpâne la o lasă acolo și papușile ia în picioare. Am zis, dar ia, haideți că să-l întreb pe domnul de la local, că văd că ne tot urmărește. O să mă duc să-i întreb pe domnul. Care e de la local? Domn, ia uitați, acum fug, gata, nu mai fug acum. Am început să fugă, nu mai avem cu ce să, ia uitați, vedeți cum fug. Da, ne-a urmărit până acum să vadă ce fac eu pe aici și așa. Dar dumneavoastră ce sunteți? Sunteți ceva sub acoperire, nu? Nu sunt, doamnă, sunt un cetățean ca și mata, ca și toată lumea. Da. Eu am un băiat de 38 de ani bolnav, care se pișă pe el, care ia el. Când o fi să caut, să-mi caut și-mi ia ceva de încălțat. Nu prea am să-l încalc. Ce număr trebuie? 42. 42? Am, dar n-am la mine acum. Când o să mai trec? Dacă nu vine la mine. Când mai trec eu, dar unde stai? Eu stau în Tămășoaia. La numărul 72, la Buriană. Așa întreb. Da, hai că când o să mai trec pe aici, o să vin să acasă. Și hăinuțul, treinii și de-astea. El nu știe. Chiar dacă n-am cumpăr și tot vă aduc. Ei, bine, da? Dumnezeu să vă ajute. Mă duc până la polițiști ăștia locali să vedem ce faci cu atâția. Am și 6 copilași de-a fetii care mi-a murit fata. Orfani, 2 la mine, 2 la altul. Necăjită, măi. Îți dă ajutor social de aici? Nu-mi dă ajutor social, are băiatul meu. Ce? Are băiatul meu. Peste 500 de... 5. Așa, pentru ea nu-ți mai dă. Nu. Din muncii nu ai unde să muncești. Nu e să muncesc. Aici nu-i nimic. Trebuie să stau lângă el, că să pișu pe el, dacă ar trebui să-și urmă. Să îngrijesc. Uitați poliția locală. Da, azi să întrebăm să vedem ce se întâmplă cu câinii ăștia. Doamne, sănătate. Da, da. Da, am înțeles. Lăsați că trec eu, că o să mai trec pe aici. Da. Auziți? Sunt niște câini periculoși aici. Și lăsați sub vreo 4, 5, 6. Ce, v-am mușcat? Nu, pe mine nu, că n-am avut atenționat doamna. Da. De ce nu, ia uitați, de ce nu-i luați să-i... Adică știți că există o lege, da? Da. Ați anunțat, ați... Normal. Au mai fost duși de noi, dar vin după aceea și le aduce. Nu, ăștia care sunt în curte la poliție, că i-am văzut acolo, se pare că sunt agresivi. A mușcat și o doamnă de picior sau... Cine v-a spus noastră? Băi, acei doi domni. V-a zis așa și vă luați după orice spune fiecare.
Nu știu. Păi atunci... Dar de ce nu-i luați ca să nu... Pentru că probabil sunt și periculoși. Dacă sunt apostolii, sunt acolo înăuntru. Nu, erau pe... Uitați-i acolo, pe în afara postului erau. În afara postului? Da. Erau în afara postului. Adică așa trebuie să... Nu, să nu fie... Cred că e domnul primar. Da. Mă duc, v-am adus la cunoștință cu acești câini. Să nu se mai întâmple evenimente de astea, să mănânce cetățeanul, să-l muște. Da. O să dau și în scris, să știți. Așteptați un pic ca să... O să dau și în scris chestia cu câinii. Dați în scris, da. Dar spuneți că i-ați mai luat, i-ați mai dus? I-am dus, da. Au mai fost duși. În momentul când îi duci, vin alții. Vin de la Vrancea totdeauna sau așa, unde vin și aduce. Alții. În orice sat. Da. Dar ăștia la postul de poliție zice că sunt de mult aici. Dacă sunt doi câini, știu că are doi. Da. Păi sunt, dar nu știu, unul roșu, ceva de genul. Păi sunt dezlegați, mușcă cetățean. Nu, da, cu mușcă. Trebuie să, ce, trebuie să... Adică să probăm întâi, că mușcă sau nu mușcă. Auziți? Numărul de dispecerea sau de serviciu, nu? Trebuia scris pe lege pe mașină. Nu, ați văzut dumneavoastră undeva așa la poliția locală? Da. Așa spune legea. Așa spune legea, dar la orașele mai mari. La comunie n-ați văzut nicăieri, ați văzut undeva. Deci legea e numai pentru orașele mari? Nu pentru orașele mari, pentru toți. Dar toți, păi, care da, știe cetățeanul știa un numele noastre. Eu dacă am venit și am o problemă... Au numerele noastre. Păi eu nu am, de exemplu. Păi dumneavoastră nu aveți, cei care sunt în comună. Păi nu ați înțeles. Noi nu putem să facem. Dacă legea spune că trebuie să fie pe mașină... E, atunci o faceți dumneavoastră dacă știți chestia asta și noi eu nu știu sau altcineva o știe. Adică aveți numărul la secret. Numărul nu-i secret, numărul nostru la cetățeni. Da, numărul, nu cred că aveți dispecerea, dar un număr de serviciu aveți. Aveți și dispecerat? Nu avem, cum să avem dispecerat? Dar de serviciu aveți număr. Știți ce înseamnă să ai dispecerat? Păi nu, și atunci? V-am spus că cred că nu aveți, așa am spus. Dar număr de serviciu sunt sigur că aveți. Dumneavoastră prea o luați tare așa, dați și mie un buletin. Să vă dau buletin? Da. De ce? Să dați și mie un buletin, vă rog frumos. Păi buletin nici nu am. Cum să nu aveți buletin? Nu am trebuie buletin. Nu ai buletin? Buletin nu am. Dacă încerceți altceva, da, dar buletin n-am cu... Nu, eu nu știu ce... Buletinul mai este după vremea lui Neanicu cu buletin. Așteptați o clipă. Da. Dar ce s-a întâmplat? Bună dimineața. I-am atras atenția că nu are un număr de dispecerat pe mașină. Nițu Robert Gabriel. Da, mi-a spus domnul. Nițu Robert Gabriel, mă numesc. Da, și cu ce vă ocupați? Cu ce mă ocup? Da. Domnule, eu în general, activitatea mea este să discut cu primarii, cu viceprimarii, ce realizări au, ce proiecte. Da. Aș fi vrut să avem o discuție constructivă, dacă... Păi domnul da. Vice nu prea am avut cum spuneți. Da, referitor la activitatea dumneavoastră, ce ați realizat, ce mai aveți de realizat, chestii de astea. Ce calitate aveți dumneavoastră, nu mă întrebați. Asta m-am ce calitate? Da. De cetățean. De cetățean? Da. Faceți o cerere și eu vă răspund punctual, dar orice întrebare pe care o puneți dumneavoastră, ce am realizat, ce vă interesează. Eu sunt formator de opinie, adică și prezint publicului ceea ce fac. Foarte bine, prezentați pe baza... Nu aveți nimic să le spuneți cetățenilor sau României? Cetățenilor mele spun eu, nu prin intermediul. Sau României, să vă vadă. Nu prin intermediul dumneavoastră. Nu, aveți ceva de ascuns, înseamnă. Da, poftim? Zic, sunteți la secret. Da, secret. Sunteți la secret. Dacă vă simțiți bine, da. Sunt secret, da. Da, nu ar trebui să fie așa, ar trebui să, ca un primar să fie deschis, adică să vină, să discute cu toată lumea. Deschis, să... uitați care e problema. Da. Noi avem și alte activități. Da, nu, n-am, eu nu vă rețin. Dacă nu vreți să discutați cu mine, eu am plecat. Nu mi-i insist cu absolut nimic. Sănătate, vă doresc o zi bună, o săptămână. Păcat că aveți un astfel de comportament. Dar adică ce vrea să vă fac? Să discutăm, să spuneți ce realizări aveți, ce mai aveți de făcut, ce proiecte, asta mă interesează, să știu, că gaze am văzut că n-aveți, m-am uitat pe aici, noroi, în loc de trotuare aveți noroi. Eu încă o dată repet, că înțeles că registrați, da, încă o dată repet, dacă aveți ceva, e pandemie, e cu distanțare socială, trebuie, nu v-ați anunțat vizita, faceți o... O cerere că deci solicitați ce vă interesează. Domnul Crab, n-am de ce să anunț, că eu nu vin pe parte de media. Am și legitimații de reporter, dar n-am venit ca reporter aici. Arătați-mi și mie, domnule. Dar nu am venit doar ca reporter aici. Eventual, vă arăt cartea mea de identitate. Nu, să nu, aia de reporter. Că am venit ca cetățean, m-ați înțeles? Nu am înțeles. A, și eu ca un primar care reprezintă oștii, vă spun că vă adresați cu aia și... Da, asta știu, domn. Nu, ideea nu este asta, să știți. Bun, atunci, bun, sănătate, vă doresc cu zi. Pare rău că vă doresc găsesc astfel de primari. Uite, oamenii mă așteaptă, eu am văzut că nu aveți nimic în sap aici, în localitate. E foarte bine. Totul e la pământ. Vă așteptam. Își merită soarta cetățenii.
să mai trăiască încă. Eu nu candidez domnul primar, eu umplu primărie, eu nu candidez niciodată. Umblați înături. N-am nici ce să candidez. Eu vă prezint realizările dumneavoastră, pe care nu le aveți. Care mele le vede cetățenii. Ce le-am văzut și eu, le-am văzut și eu, le-am văzut. Sănătate. Da. Cam asta e cu primarul. Ca să vedeți ce mare domn. M-a lăsat fără cuvinte, mai mult n-am ce să mai zic. Un primar arogant care ține cetățenii prin noroaie, fără gaze, fără realizări. O, fi asfalt a vrut stradă, domnul zic, dar bine ar fi să-mi fi spus. I-ați văzut, domnul poliție, câinii, i-ați văzut? I-am văzut o rezolvați? Poftim? S-a rezolvat treaba cu câinii și o să fie ridicați câinii. Vă rog frumos, vă rog. Deci v-am adus la cunoștință. Dumneavoastră știți că trebuie să faceți un raport. Că eu o să dau și vă scris, dar dumneavoastră trebuie să faceți un raport, luați măsuri, luați domnule câinii și duceți la locul lor. Dacă vrea cineva să-i adopte, dacă nu știți cum este. În 14 zile, da? Uitați-vă acolo, ia uitați-vă, mi se pare numai să fie, ia uitați-vă, vine cineva la poștă, aici este o instituție a statului. Ia uitați-vă cât e, mie mi-e frică acum. Poate pe dumneavoastră vă cunoaște. Nu mă cunoaște. Și mai este unul. Iată. Mai este unul care... Iată. Ia uitați, acela. Da? Așa. Ăla nu știu, ăla i-a dus. Ăla nu l-a văzut până acum. Eu... Nu am nimic cu câinii. Am înțeles. Și pământezează omul, cetățeanul. Viața să fie... Da, bine atunci. În siguranță. Sănătate. Mă bine. Să vă scrieți acolo numărul de serviciu pe mașină. Numărul, să scrieți acolo. De serviciu, că trebuie să aveți un telefon la care spune poliția locală. Da. Cam asta e la poliție, la poliție locală, la primărie, la Coțofănești.